Festivalul a debutat la ora 10 la Sala Studio cu o piesă pentru copii, Făt frumos și Prințesa Bulgară, în interpretarea actorilor de la Teatrul Tudor Vianu din localitate. Puțin mai târziu, spectatorii au fost invitați pe scena mare, unde Teatrul de Păpuși din Silistra a prezentat Puși la Mao de la etajul 13, o piesă tulburătoare pentru toate vârstele. Защото нямам 100 евро, за да се запиша на тенис турнира в Брашов. От седмици търся пари на заем. Una dintre piesele pentru, zic eu, adolescenți este această Hlapačkata a Teatrului de Păpuși din Silistra, dar este cu oameni mari și păpuși moderni, care a făcut mare succes la festivalul, puternicul festival de păpuși pentru maturi de la Stara Zagora, acum o săptămână, unde au fost teatre din America, Spania, Franța, Italia, Portugalia, Slovenia, Slovacia. Noi n-am fost, poate la anul să mergem și noi. Prima zi a festivalului a mai prilejuit spectatorilor întâlnirea cu piesa câștigătoare în 2012 a concursului de dramaturgie în doi, Luna Abțipilt, de Carmen Dominte. Ora 19:30 urma să aducă Giurgiu Venilor poate cea mai valoroasă piesă a festivalului, Vizitatorul, de Eric Emanuel Schmidt, în interpretarea unei trupe a Teatrului Notara. Aștept publicul să vină în număr mare, cu excepția celor trei spectacole care au costat mult, Vizitatorul, Notara, două premiere ale teatrului din Giurgiu, Număr Pescărușii, Când vor păci mistreți, premieră în festival, premieră pe țară și De când te aștept. În rest, intrarea este liberă, pensionarii au intrare liberă, absolut la toate cele 78 spectacole. Îi așteptăm, vă așteptăm și mulțumim presei că este alături de acest festival, zic eu, o bucurie a orașului Giurgiu. Marți, a doua zi a festivalului, copiii sunt invitați la ora 10 la Sala Studio, unde se va juca Vorbărețul Căluț Verde. Colocviul Național de Dramaturgie Mircea Ghițulescu va fi reluat după mai bine de un deceniu, lucrările începând la orele 11. De la ora 13:30 va fi lansat volumul lui Mircea Maionescu, Animalul, acest om ciudat. Iar de la ora 17 sunteți invitați la comedia Slugă la Doi Patron, în interpretarea teatrului din localitate. Seara teatrală va fi închisă cu premiera pe țară Număr Pescărușii, Când vor porci mistreți, de Mircea Maionescu, un spectacol care va începe la orele 19:30.